găsit tuturor la primul episod al serialului Cum lucrează mintea, o adaptare după cartea cu același nume, semnată de maestrul și ființa de lumină, Christian Larson. Faptul că puterile minții omului sunt practic nelimitate se bazează pe descoperirea că natura umană are o capacitate latentă de dezvoltare perpetuă. Această descoperire oferă omului o nouă concepție despre sine, o concepție care, atunci când va fi conștientizată și aplicată, va revoluționa întreaga sferă a gândirii și acțiunii umane. Scopul fiecărui om ar trebui să fie nu doar să cultive și să pună în practică abilitățile sale evidente, ci și să dezvolte puterea de a înțelege ceea ce există cu adevărat în el. Această putere este cea mai mare putere, deoarece pregătește calea pentru atingerea și exprimarea tuturor celorlalte puteri. Este puterea care descuie ușa către tot ceea ce este minunat în om. Principalul motiv pentru care omul obișnuit rămâne slab și neputincios se regăsește în faptul că nu face niciun efort pentru a înțelege profunzimile ființei sale reale. Omul obișnuit încearcă să folosească ceea ce este în acțiune la suprafață, fiind inconștient de faptul că în adâncul ființei sale există puteri enorme. Aceste puteri sunt latente pur și simplu pentru că nu au fost chemate în acțiune și vor continua să rămână latente până când omul își va dezvolta cea mai mare putere, puterea de a conștientiza ce forțe fantastice există cu adevărat în el. Cauza fundamentală a eșecului este credința limitativă că tot ceea ce există în om se află la suprafața existenței sale, iar motivul pentru care măreția omului este o excepție, în loc să fie o regulă universală, îl constituie aceeași credință limitativă. Când mintea descoperă că puterile ei sunt inepuizabile și că abilitățile și talentele sale pot fi dezvoltate până la cel mai înalt nivel imaginabil, teama de eșec dispare complet. În locul ei se instalează convingerea pozitivă că omul poate atinge orice obiectiv, cu condiția să lucreze în armonie cu legile universului. Acea minte care poate conștientiza ceea ce există în profunzimile vieții reale a omului nu își schimbă părerile cu privire la ceea ce omul poate obține sau atinge, ci începe de fapt să se folosească de puterea inepuizabilă din interior. Când omul poate să vadă, să simtă și să înțeleagă ceea ce există sub suprafața vieții sale, el începe deja să exprime toate calitățile acelei vieți mai profunde, pentru că tot ceea ce conștientizăm pe deplin aducem în expresie. Și, din moment ce viața mai profundă conține nenumărate oportunități, precum și o putere nemărginită, este evident că atunci când o vom desluși în mod clar, orice dorință noastră va putea fi materializată. Ideea că omul are puteri interioare nelimitate ar trebui să fie atât de constant și de profund imprimată în minte, încât să devină o convingere pozitivă. Niciun gând nu ar trebui pus în acțiune fără să se bazeze pe această convingere. Atunci când omul obișnuit eșuează, fie dă vina pe circumstanțe, fie ajunge la concluzia că nu a fost în stare să-și atingă obiectivul. Prin urmare, este tentat să renunțe și încearcă să se mulțumească cu ceva mult mai mic. El nu știe însă că aceasta este o atitudine foarte dăunătoare. Nu în sensul că nu ar trebui să ne bucurăm pentru lucrurile mici și că n-ar trebui să manifestăm recunoștință universului pentru ele, ci în sensul că ar trebui să fim perseverenți și să continuăm cu lecția așa zisului eșec învățată. Omul care își cunoaște puterea interioară nu judecă după aparențe, nu își permite niciodată să creadă că ceva nu se poate face. El știe că acele lucruri pot fi făcute și lucrează cu convingerea că trebuie și va reuși să le facă, pentru că are suficientă putere în interiorul său. Și, la urma urmei, exact acesta este adevărul. Omul are puterea. Toți avem puterea.
Să trăiești, să gândești și să acționezi în atitudinea că ești mult mai mult decât ceea ce ești la suprafața existenței tale și să știi că acest mai mult este atât de imens că nu are limite, va face ca mintea ta să intre în contact din ce în ce mai strâns cu această putere mai mare din interiorul tău. Procedând astfel, vei câștiga din ce în ce mai mult această putere de partea ta. Mintea care trăiește în această atitudine deschide ușa conștiinței către tot ceea ce are calitate și valoare reală în viața umană. Deschidem ușa cu adevărat doar acelor lucruri de care devenim conștienți. Principalul motiv pentru care omul obișnuit nu posedă puteri și abilități mai mari este acela că nu este conștient de mai mult. Și nu este conștient de mai mult pentru că nu a cunoscut profunzimile vieții sale reale și nu a încercat să înțeleagă acele puteri latente din interiorul său. Există în prezent o serie întreagă de metode metafizice cu ajutorul cărora ne putem conștientiza puterile interioare și, chiar dacă aceste metode sunt diferite în mai multe privințe, toate produc aceleași rezultate. Adevăratul secret al tuturor acestor metode se regăsește în puterea lor de a atrage conștiința în realizarea mai profundă a Absolutului. Absolutul este necondiționat. Prin urmare, cu cât conștiința intră mai profund în Absolut, cu atât mintea va deveni mai puțin conștientă de condiții. Adică mintea va fi din ce în ce mai eliberată de condiții pe măsură ce va crește în conștientizarea a ceea ce este dincolo de condiții. Deși nu este pe deplin științific să afirm că totul este minte, afirmația că totul este minte prezintă tendința de a integra conștiința în mintea Absolutului, iar această tendință va elimina din mintea umană conștiința limitărilor personale, producând astfel acea stare a ființei liberă de condiții. La fel de neștiințific ar fi și să negăm existența materiei, deoarece materia există. Cu toate acestea, negarea persistentă a existenței materiei are tendința de a elimina din minte conștiința formei și condițiile formei. Există o lume a realității absolute în și despre toate lucrurile. Când conștiința individuală este complet dizolvată în conștiința absolută, când mintea individuală este dizolvată în marea minte universală, este realizată starea cosmică, o stare caracterizată de o frumusețe și o bucurie de nedescris. Merită 1000 de veacuri de durere să îmbrățișezi o asemenea stare, fie și numai pentru o singură clipă. A dezvolta conștiința Absolutului este de departe cea mai de dorit atitudine și vine ca rezultat natural al discernământului minții asupra existenței, realității și vieții necondiționate. Pentru că mulți oameni caută spiritualul pentru a găsi vindecarea trupului, trebuie precizat că nu metoda vindecă, ci acea putere sau conștiință care se naște și există atunci când mintea este în atitudinea metafizică. Această putere implică pur și simplu eliminarea condițiilor imperfecte prin dizolvarea conștiinței în perfecțiunea stărilor absolute. Această putere se numește credință. Atitudinea metafizică este diferită de atitudinea psihică și este foarte important ca fiecare dintre noi să înțelegem această diferență. Ambele atitudini pun mintea în contact cu forțele mai puternice ale vieții, însă metafizicul se bazează pe convingerea că toată puterea este bună în sine și că mintea controlează în mod natural toată puterea, pe când atitudinea psihică nu are nicio convingere sau un scop definit cu privire la natura reală a puterii. Atitudinea metafizică preia acele puteri mai subtile și le aplică în mod constructiv, în timp ce în atitudinea psihică acele puteri sunt mai mult sau mai puțin într-o stare haotică. Atitudinea psihică deschide mintea către mai multă putere, dar nu face pași definiți în direcționarea acestei puteri către canale constructive. Când o minte intră în atitudinea metafizică,
ea devine imediat constructivă, deoarece atitudinea metafizică este în mod natural o atitudine constructivă, pentru că se bazează pe convingerea că toate lucrurile sunt bune în sine și lucrează împreună pentru un bine mai mare. Abordarea vieții universale, a înțelepciunii nemărginite și a puterii fără limite este de obicei numită ocultism. Faptul că practica ocultismului produce fenomene extraordinare îi conferă o atmosferă misterioasă și, prin urmare, devine extrem de fascinantă pentru simțuri. Metafizica însă nu urmărește să apeleze direct la simțuri, ci face apel direct la înțelegerea superioară, iar scopul ei este de a dezvolta valoarea, măreția și superioritatea în om. Acele persoane care trăiesc în mod obișnuit în atitudinea metafizică au un aspect sănătos, sunt strălucitori, fericiți și mulțumiți. Atitudinea metafizică este bogată în gânduri și idei de valoare. Astfel de idei sunt întotdeauna constructive și atunci când sunt aplicate susțin invariabil progrese practice și tangibile. A întreține gândirea metafizică pură înseamnă a ne dezvolta puterea de a crea gânduri de calitate superioară, eliminând astfel condițiile imperfecte ale minții, gândirii sau personalității prin dizolvarea minții în conștiința necondiționată. Metafizica se ocupă fundamental de înțelegerea principiului realității absolute, adică acel ceva care stă la baza tuturor lucrurilor, pătrunde toate lucrurile și înconjoară toate lucrurile. Fiecare forță și abilitate mentală are tendința de a acționa într-un anumit mod, de a se mișca într-o anumită direcție și de a produce anumite rezultate. Pentru a controla tendințele mentale, trebuie să controlăm cauzele care generează tendințele. Și toate tendințele se nasc din dorințe. Este foarte important să înțelegem că forțele creatoare din minte se supun acelor tendințe care au cea mai mare intensitate și concentrare. Când tu crezi că ți-ar plăcea să ai un lucru, stabilești o tendință mentală de a crea o dorință pentru acel lucru anume. Și acea dorință poate deveni incontrolabilă. Deși tendința provine dintr-o dorință pe care o poți controla, ea poate crea o dorință pe care nu o mai poți controla. Fiecare tendință care se formează în minte are tendința de a se multiplica și de a se reproduce. Când permitem tendința de reproducere a unei impresii, acea simplă impresie poate deveni o stare mentală puternică, așa încât toate celelalte stări ale minții vor trebui să îi se supună. Unii oameni sunt exteriorizări exacte ale unei singure stări mentale predominante, în timp ce alții își formează personalitățile dintr-un grup de stări mentale. Dar din moment ce fiecare stare mentală își are originea într-o impresie mică, este ușor să înțelegem ce s-ar putea întâmpla cu noi atunci când permitem fiecarei impresii să-și urmeze tendința ei naturală. Fiecare obiect mare, fizic sau metafizic, are tendința de a atrage toate obiectele mai mici în propriul său drum și, de asemenea, de a face ca toate lucrurile din atmosfera sa să fie asemănătoare cu sine. În lumea metafizică, înțelegerea acestei legi este deosebit de importantă în formarea caracterului și în dezvoltarea talentelor. Dacă ai un caracter bun, înseamnă că cele mai puternice tendințe ale minții tale sunt sănătoase, înălțătoare și drepte în natura lor, în timp ce într-un caracter slab nu există nicio tendință de elevare care să fie suficient de puternică pentru a predomina în lumea conduitei. Un caracter pervertit este întotdeauna rezultatul unor tendințe descendente. Faptul că personajele slabe și pervertite îndeplinesc uneori acte nobile și că cele mai nobile personaje se degradează uneori este ușor de explicat prin legea tendințelor mentale. Când te gândești mai mult la lucrurile exterioare ale vieții decât la ceea ce este în interior, creezi în conștiința ta o tendință de a locui la suprafața existenței.
rezultatul va fi acela că vei deveni superficial și în cele din urmă mult inferior față de ceea ce ar trebui să fii. Pe de altă parte, când te gândești la multe dintre acele lucruri care sunt înalte și profunde, creezi în conștiință o tendință de a pătrunde lucrurile mai profunde din viață. Iar rezultatul va fi că vei deveni conștient de o lume mentală mai mare, crescându-ți astfel capacitatea și plasându-te într-o poziție din care poți face descoperiri sau poți formula idei valoroase. O ilustrare a tendinței mentale și a modului în care aceasta determină acțiunea mentală o poate reprezenta omul care este ambițios. Prin eforturile stimulate de ambițiile sale, el antrenează zilnic toate tendințele minții de a acționa asupra abilităților necesare pentru a-și îndeplini planurile. Acest lucru demonstrează că ori de câte ori te hotărăști să realizezi anumite lucruri, cu siguranță vei reuși direct proporțional cu capacitatea ta. Un alt exemplu al puterii tendințelor mentale este credința minții obișnuite conform căreia corpul se degradează și îmbătrânește. În toate mințile umane există tendința de a produce degradare și îmbătrânire în organism. Această tendință este cea care aduce de fapt decăderea și bătrânețea acolo unde nu ar exista dacă tendința ar lipsi. Natura îți reînnoiește corpul la fiecare 8-10 luni și nu există niciun proces natural de degradare în sistemul tău. Dacă sistemul tău se degradează, tu însuți ai creat procesul de decădere fie prin încălcarea mentală, fie prin încălcarea fizică a legilor naturale ale universului, permițând ca aceste încălcări să devină tendințe permanente. Dacă există un proces în sistemul tău care te face să arăți mai bătrân în fiecare an, acel proces este unul fals, nu este plasat acolo de natură. Tu însuți l-ai produs perpetuând tendința de a îmbătrâni, tendință care apare invariabil din credința că trebuie să îmbătrânim. Tendința de a deveni mai slab în trup și minte, pe măsură ce trec ani, este o creație proprie a rasei umane. Acele tendințe cu care ne naștem devin din ce în ce mai puternice prin propria noastră tendință de a urma calea pe care suntem plasați. Obiectivul nostru ar trebui să fie să ne depășim limitele în mod constant și să îmbunătățim totul. Nimic nu este mai important decât schimbarea, cu condiția ca fiecare schimbare să fie o schimbare constructivă. Fiecare impresie pe care ne-o formăm în minte este o sămânță care poate crește o tendință. Prin urmare, nu numai că ar trebui să eliminăm impresiile pe care refuzăm să le cultivăm, ci ar trebui de asemenea să prevenim intrarea în mintea noastră a impresiilor inferioare, pervertite. Pentru a face acest lucru, este necesar să fim în permanență de veghe pentru ca nimic din ceea ce nu dorim să avem sau să devenim să nu ne poată intra în minte prin intermediul simțurilor noastre. Când vedem oameni îmbătrânind din cauza anumitor tendințe false, impresia unui proces de îmbătrânire va pătrunde și în mintea noastră dacă permitem acest lucru. Astfel de impresii conțin tendința de a produce același proces de îmbătrânire în noi și, de obicei, primește permisiunea noastră inconștientă să-și facă treaba. Cu cât îl observăm mai mult la alții, facem ca procesul de îmbătrânire să devină din ce în ce mai puternic în noi înșine, până când descoperim că ne creăm corpuri mai bătrâne de la an la an. Corpurile noi pe care natura ni le dă în fiecare an sunt astfel făcute să arate mai vechi decât corpurile anului precedent, ceea ce reprezintă o încălcare directă a legii naturale. Nu ar trebui să permitem minții noastre să fie impresionată de nimic din mediul nostru, de nicio impresie mentală care vine de la cei slabi, ci ar trebui să permitem ca toate lucrurile care sunt bune și constructive să ne impresioneze mintea din ce în ce mai profund în fiecare zi. Ne-am obișnuit să credem că diferite lucruri sunt naturale și inevitabile pentru că le vedem peste tot în jurul nostru,
Dar când descoperim că multe dintre aceste lucruri sunt făcute de noi înșine și că toate sunt greșite, ajungem la concluzia că este timpul să o luăm de la capăt. Pentru început trebuie să transformăm toate tendințele minții, astfel încât să se miște pe drumul pe care ne dorim să mergem. Tu, ascultătorule, îți cunoști drumul? Ți-ai pus vreodată întrebarea încotro se îndreaptă tendințele minții tale? Se îndreaptă acele tendințe spre greșeală, boală, decădere, slăbiciune și eșec? Sau se îndreaptă în direcția opusă? Trebuie să privim îndeaproape ca să aflăm dacă acele tendințe se îndreaptă încotro dorim să mergem sau se îndreaptă către condiții despre care știm că sunt greșite sau dăunătoare. Când avem grijă de tendințele minții noastre, putem determina în mare măsură care va fi propriul nostru viitor. Atunci când conștientizăm că condițiile noastre fizice prezente, puterea noastră prezentă, abilitățile noastre prezente, caracterul nostru prezent, realizările noastre prezente sunt toate consecințele modului în care tendințele noastre mentale s-au mișcat și că am trăit, gândit și acționat în conformitate cu acele tendințe, vom fi găsit cunoștințe de o valoare neprețuită. Încotro ne îndreptăm așadar, nu fizic, ci mental. Mental pentru că felul în care derivăm mental determină atât acțiunile minții cât și acțiunile corpului. Și tendințele noastre mentale răspund la această întrebare. Ceea ce creăm, construim și dezvoltăm depinde de modul în care sunt direcționate tendințele minții noastre. Află ce vrei să fii și ce vrei să ai, apoi examinează toate tendințele minții tale. Toate tendințele care nu merg pe drumul pe care vrei tu să mergi trebuie să fie schimbate, în timp ce tuturor tendințelor care merg deja pe drumul tău ar trebui să le dai din ce în ce mai multă putere. Nu te uita niciodată înapoi, nu lăsa nimic să-ți perturbe planurile și păstrează cele mai înalte aspirații ale tale prea sacre pentru a fi menționate. Vei descoperi că, dacă vei urma acest curs, te vei îndrepta către locul în care dorești să ajungi. Acolo vei realiza ceea ce ai plănuit și destinul tău va fi așa după cum îți dorești. Orice intră în conștiința omului se va exprima în personalitatea acestuia. Asta este una dintre cele mai importante legi ale vieții și atunci când va fi pe deplin înțeleasă, mii de întrebări își vor primi răspunsurile. Vom ști atunci de ce suntem așa cum suntem și de ce toate lucrurile despre noi sunt așa cum sunt și vom ști de asemenea cum toate acestea pot fi schimbate. Examinând principiul pe care se bazează această lege, constatăm că mediile noastre sunt rezultatele acțiunilor noastre și acțiunile noastre sunt rezultatele gândurilor noastre. Condițiile noastre fizice și mentale sunt rezultatele stărilor noastre de spirit, iar stările noastre de spirit sunt rezultatele ideilor noastre. Gândurile noastre sunt creații mentale modelate după impresiile care există în conștiință, iar ideile noastre sunt concepțiile mentale care provin din înțelegerea noastră conștientă a vieții. Astfel ne dăm seama că tot ceea ce există atât în câmpul mental, cât și în personalitate, precum și în condițiile înconjurătoare, își are originea în ceea ce devine activ în conștiința umană. Putem defini conștiința afirmând că este un atribut al eu-ului prin care individul știe ce este, ce are și ce face. Ea se formează pe baza experiențelor de-a lungul vieții și poate fi împărțită în trei faze: obiectivă, subiectivă și absolută. Prin conștiința absolută, eul își discerne relația cu universul, acea fază a conștiinței care este dincolo de mintea obișnuită. Prin conștiința subiectivă, eul știe ce se întâmplă în sine, adică în vastul câmp al individualității. Și, prin conștiința obiectivă, eul știe ce se întâmplă în lumea sa exterioară imediată.
conștiința obiectivă folosește cele 5 simțuri externe, în timp ce conștiința subiectivă folosește toate acele percepții mai fine, care, atunci când sunt grupate împreună, permit activarea celui de-al 6-lea simț. În cadrul acestui serial ne vom ocupa în principal de conștiința subiectivă, deoarece această conștiință este cea care domnește asupra acțiunii interioare reale. Planul subiectiv este planul schimbării și creșterii, așa că nu poate exista nicio schimbare în nicio parte a vieții până când cauza schimbării dorite nu a fost identificată și produsă în subiectiv. Ceea ce intră în conștiința obiectivă nu va produce niciun efect asupra personalității dacă nu intră și în conștiința subiectivă, deoarece doar ceea ce devine subiectiv se va reproduce în entitatea umană. În starea noastră actuală de existență, centrul acțiunii conștiente se află în mare parte în mintea subconștientă, adică în câmpul mental interior, și în consecință toate acțiunile conștiinței sunt direct legate de subiectiv. În acest sens, este bine să precizăm că termenii de subiectiv și subconștient înseamnă practic același lucru. Orice intră în conștiință și este profund simțit, se va impresiona asupra subiectivului, așa că pentru a controla rezultatele acestei legi, trebuie să evităm să dăm sentimente profunde unor impresii, gânduri, idei sau dorințe pe care nu dorim să le reproducem în noi înșine. Există multe impresii și experiențe care intră într-o anumită măsură în conștiința obiectivă, dar nu devin niciodată subiective deoarece nu sunt însoțite de profunzimea sentimentului. Și permiteți-mi să vă reamintesc definiția sentimentului pur. Sentimentul pur este combinația conștientă dintre energia gândului și cea a emoției. Putem fi conștienți de experiențe sau impresii neînsoțite de sentimente, însă asta nu înseamnă că vom fi afectați de ele. Din acest motiv nu trebuie să le acordăm atenția noastră, ceea ce este bine pentru că majoritatea impresiilor care intră în mintea conștientă se duc așa cum vin, ca să spunem așa, fără a afecta viața în vreun fel. Orice intră în starea mai fină a minții este preluat de energiile creatoare, impresiile urmând a fi produse în consecință. Din impresii vor rezulta expresii după chipul și asemănarea impresiilor, iar expresiile sunt cele care determină gândirea, caracterul, conduita și viața. Fiecare impresie subiectivă devine un model, un tipar al gândurilor care vor urma. Rețineți așadar cum se desfășoară acest proces. În primul rând, impresia se formează asupra conștiinței subiective. În al doilea rând, energiile creatoare ale minții vor produce gânduri și stări mentale conforme cu natura acelei impresii. În al treilea rând, toate aceste gânduri și stări mentale se vor exprima, producând în personalitatea noastră condiții după chipul și asemănarea naturii gândurilor și stărilor noastre mentale. Pentru a ilustra acest proces, putem aminti câteva experiențe din viața de zi cu zi cu care suntem cu toții familiarizați. Când privești o scenă foarte pașnică, un pom înflorit, un răsărit sau un apus de soare sau munții din depărtare și devii total absorbit de o astfel de scenă, întreaga ta ființă va deveni perfect senină aproape imediat. Scena este una pașnică și produce o impresie pașnică în mintea ta. Această impresie intră în conștiința ta subiectivă pentru că ai devenit profund absorbit de scenă. Dacă ai fi privit scena într-un mod superficial, nu ai fi simțit nicio schimbare, pentru că impresia nu ar fi intrat în mintea ta subiectivă. Cu alte cuvinte, scena a intrat de fapt în conștiința ta, seninătatea tuturor elementelor scenei a fost imprimată subiectivului și, așa cum am explicat anterior, energiile creatoare ale minții au început imediat să creeze gânduri și stări mentale care conțin aceeași viață senină și pașnică.
Aceste gânduri au intrat în întreaga ta personalitate așa cum fac toate gândurile după ce au fost create, transmițând astfel viața de pace fiecărui atom din ființa ta. Când privești o scenă incitantă și ești purtat de ea, îți pierzi echilibrul și poți chiar să devii incontrolabil. Asta înseamnă că recunoști confuzia în mintea ta și, conform legii, confuzia va fi reprodusă în tine. Adică discordia a intrat în conștiința ta și a devenit modelul proceselor creative ale minții tale. Energiile mentale vor intra în astfel de stări și vor crea gânduri și stări mentale care sunt la fel de confuze ca și confuzia pe care ai văzut-o în exterior. Atunci când aceste stări confuze se manifestă în personalitate, întregul tău sistem nervos va fi într-o stare de disarmonie. Așa se reproduce în minte confuzia pe care ați văzut-o în mediile voastre exterioare și nu ați filtrat-o cu ajutorul înțelepciunii. Înțelepciunea se află la congruența dintre mintea rațională și cea emoțională. Dacă ai fi folosit înțelepciunea, ai fi împiedicat să-ți intre în minte scenele confuze și ai fi rămas perfect calm în mijlocul tornadei. Permițând entuziasmului să pătrundă în conștiința ta, confuzia a fost reprodusă în tine însuți, iar discordia care a intrat în conștiință din exterior a fost astfel exprimată în propria ta personalitate. În munca voastră este foarte probabil să apară teama de eșec și să produceți premizele apariției condițiilor favorabile eșecului. Dacă întrețineți teama până când simțiți cu adevărat frică în adâncul inimii voastre, ideea eșecului intră în conștiința voastră și va fi profund impresionată în subiectiv. Când ideea de eșec este imprimată în mintea ta subiectivă, condițiile de eșec vor apărea și toate abilitățile tale vor lucra parcă împotriva ta, nu pentru tine. Dacă admiteți gânduri de eșec în mintea voastră, oferiți energiilor voastre creative modele nepotrivite. Energiile creative dau naștere unor gânduri și stări mentale după chipul și asemănarea modelelor imprimate de voi, indiferent care ar fi acele modele. Să repetăm. Energiile creative dau naștere unor gânduri și stări mentale după chipul și asemănarea modelelor imprimate de voi, indiferent care ar fi acele modele. Dacă acele modele se bazează pe ideea de eșec, toate gândurile create vor conține atitudinea de eșec sau atitudinea de pierdere a terenului. Când astfel de gânduri se exprimă în sistem, ele vor produce condiții slabe și tulburări peste tot în minte și personalitate. Abilitățile tale nu vor putea fi folosite la capacitate maximă, vor începe să eșueze în munca lor pentru că sunt penetrate de o tendință de eșec și veți face astfel multe greșeli din cauza confuziei tot mai mari cu care vă veți confrunta. Evident că rezultatul va fi un eșec inevitabil dacă nu veți putea controla această tendință transmutând-o înainte de a fi prea târziu. Vă invit pe toți să studiați cu atenție legea transmutării energiei, una dintre cele 12 legi ale Universului. Găsiți mai jos în descriere linkul către cele 12 episoade ale serialului cu același nume. Cu toții suntem familiarizați cu nebunia de a judeca după aparențe și de a permite condițiilor temporare să ne impresioneze și să ne guverneze gândirea. Cauza? Nu am înțeles că scopul nostru nu este să urmăm capriciile circumstanțelor sau incertitudinile destinului, ci să ne îndeplinim scopul în viață, indiferent de circumstanțe și incertitudini. Nu credeți că ar trebui să învățăm să imprimăm permanent în conștiința noastră imaginea și asemănarea tuturor acelor lucruri pe care dorim să le dezvoltăm și să le exprimăm în viața noastră? A învăța cum să observăm, să identificăm și să filtrăm cu ajutorul minții înțelepte toate informațiile primite prin intermediul simțurilor duce la instalarea stării de armonie în interiorul ființei noastre. Armonia înseamnă echilibru, pace și liniște la un loc. Odată cu armonia, putem să ne folosim cel de-al 6-lea simț, numit intuiție.
Intuiția nu este altceva decât șoaptele de îndrumare ale sufletului ca răspuns al dorințelor noastre transmise universului. Putem imprima foarte ușor ideea de boală tendințelor noastre mentale, la fel de ușor cum putem să le imprimăm tendința sănătății perfecte, oferind forțelor creative o imagine mai bună ca model pentru procesele lor. Tot ceea ce intră în mintea conștientă prin cele cinci simțuri, dacă este profund simțit, adică însoțit de emoții și gânduri compatibile, va produce o impresie asupra minții subconștiente. În acest mod, toate conceptele noastre despre lucruri vor deveni impresii, adică vor deveni convingeri interioare, credințe. De aceea ar trebui să urmărim cu atenție toate acele lucruri care ne intră în minte prin simțuri și să ne guvernăm propria gândire, astfel încât fiecare concepție mentală formată să fie una de calitate, valoare, integritate, sănătate, creștere și progres. Și chiar putem să facem asta dacă devenim stăpânii minții noastre. Antrenați-vă conștiința să răspundă numai acelor impresii exterioare care sunt de dorit. Antrenați-vă abilitatea de a vă imagina pentru a impresiona profund și permanent în conștiință fiecare lucru bun pe care dorim să-l vedem reproducându-se în noi înșine și exprimându-se prin personalitatea noastră în viața noastră cea de toate zilele. Mulți dintre voi căutați cuvinte magice de tip hocus pocus, rugăciunele sfinților care vă gândiți că vor funcționa și pentru voi doar pentru că le-au rostit sfinții. Vă amăgiți singuri. Nu cuvintele, ci credința vindecă sau împlinește dorințe. Nu cuvintele sfinților au răspuns rugăciunilor, ci credința lor a făcut răspunsul posibil. În cadrul workshopului nostru Masterplanul de viață, activarea conștiinței sufletului, învățați în primul rând cum să scăpați de credințele limitative care vă împiedică să vă atingeți obiectivele în viață și să vă reprogramați subconștientul cu credințe noi care vă vor susține în tot ceea ce vă propuneți. Asta nu are de-a face cu religia. Aici nu primiți pește, aici învățați să pescuiți. Și să nu uitați un lucru, peștii cei mari înoată în apele adânci, nu în cele de suprafață. Pentru că răbdarea este o virtute pe care cu toții trebuie să o avem, drept tovarăș pe calea dezvoltării noastre, vă invit să reascultați cu atenție acest episod. Pe curând și fiți binecuvântați cu multă înțelepciune și energie pozitivă.